Bună dimineața, ziua 2, Roma. Ne îndreptăm spre o pasticceria să bem o cafea și să luăm micul dejun. Iar obiectivul principal din ziua de astăzi este Coloseum. Am luat bilete, full experience, cu vizitat de arenă. Și toate au fost cumpărate online pentru că COVID. Și prețul biletului unde este inclusă vizita pentru Coloseum și Forul Roman și alte chestii de pe acolo, prețul este de 24 de euro. Haideți să vizităm și Catedrala Santa Maria Maggiore. Da, se pare că și aici la Santa Maria Maggiore este filtrul de scanare. Una dintre cele mai mari catedrale de aici. Și ce am înțeles, interiorul este wow, pentru că vom găsi foarte multe decorațiuni cu wow. Interiorul spectaculos și am prins și slujba de duminică și acustica este senzațională. Recomand. Am prins o vreme astăzi superbă, 20 de grade, soare, nu-ți poți dori nimic altceva. Însă sperăm să nu mai plouă și astăzi, deși la vreme arată că da, poate avem noroc. Am venit să mâncăm cele mai bune maritozo la Regoli. Guys, abia aștept să le încerc, nu mai pot de poftă. Ali, crezi că poți să le mănânci pe amândouă? Da, și mai avem încă două. Ole, Doamne, cum arată! E bun? Super bun! Și acu tura 2. Full experience, iar acum intrăm pe arena. Și am intrat la Forumul Roman să vedem restul de ruine. Am fost aici, am făcut Coloseum. Aici avem Arcul lui Constantin și am ajuns aici. Avem tot ce înseamnă aici Forumul Roman și zona de Palatine Hill. Să ajungem undeva acolo să vedem absolut tot forumul de pe deal. Tot ce se vede jos este Forumul Roman. Și aici erau fostele clădiri, acum ruine. Suntem pe Capitoliu, unul dintre cele 7 coline ale Romei, Piața Veneția. Avem acolo Palatul Veneția, Palatul Generalii, Monumentul Vittoriano, dedicat regelui Victor Emanuel al II-lea. Aici avem columna lui Traian, undeva în dreapta Forumul lui Traian, în diagonală Forumul Roman de unde am venit, iar mai în față, drept înainte, avem Coloseumul. Suntem sus, am urcat scările de la Vittoriano, iar drept înainte este Via del Corso. Suntem pe Via del Corso, una dintre cele mai lungi străzi din centrul Romei. Aceasta pornește din Piața Veneția până în Piața del Popolo, something like this. Este o stradă destul de turistică, unde sunt foarte multe magazine de unde poți face cumpărături, iar în unele zone strada este pietonală, nu știu dacă tot timpul, poate doar în weekend. Mergem să mâncăm o înghețată la Giolitti, care ar fi una dintre cele mai vechi gelaterii de aici din Roma. Unii spun chiar că ar fi cea mai veche, este din anul 1890. Intrăm în interior să servim o înghețată, pentru că afară este o coadă exagerat de mare și ne dor foarte tare picioarele. Coada de afară intră, avem zona aici de cafea, zona aici de patiserie, dar mai departe zona de gelato, care este exagerat de mare. Deci uitați ce e aici, cât de mari sunt porțile astea suriașe. Ei toți ce-au luat gelato, nu prea mănânc gelato de fel. Uitați porția mea, mi-am luat și un tiramisu.
Sigur o să ajut și pe Ari. Și ca să înțelegeți cât de mare poate să fie coada afară, asta. Până undeva încolo departe. Gata, iar de aici Via del Corso devine pietonală și este super, super aglomerat. Se vede că e zi de weekend. Sunt tare curios dacă și într-o zi normală este la fel de aglomerată. Și ne îndreptăm acum spre Piața de Spania. Am comandat acum niște aperitive, avem bruschete, focaccia, codal prăjit și avem asta, o altă specialitate, este floare de zucchini prăjită. Și mai avem și aici niște inele de calamar. Să vedem cum sunt. A venit și felul principal, avem aici saltimboca, un filet de vită cu prosciutto și cu vin alb. Avem aici coada de vițel. Și aici o mâncare din burtă de vită. Gata, guys, am terminat și ziua 2 aici la Roma. Vremea a ținut cu noi, a picurat foarte puțin acum pe seară, însă am fost la restaurant și am fost adăpostiți. Acum ne retragem spre casă. Mai avem de mers undeva la 2,5 km. Îi facem în 30 de minute. Acești 2,5 km se adaugă la cei 14,5 pe care i-am făcut astăzi. În total, ziua a doua avem 17 km. Ziua întâi n-am specificat, am avut 14 km, 17 vom avea în ziua a doua. O să continui să-i număr pe tot, să vedem cam câți kilometri faci într-un city break aici la Roma. Noi avem 4 nopți, deci la sfârșit de tot o să tragem linie și o să numărăm kilometri pe care am făcut. O să încercăm să folosim cât putem de puțin transportul în comun sau Uber sau taxi. Aseară a fost o excepție pentru că ploua torențial. Mâine poate vom folosi puțin metro sau ajungem la Vatican, că este destul de departe. În rest o să mergem cât putem de mult pe jos. Așadar, ne revedem mâine dimineață. Noapte bună!